Proiectul este sprijinit de Ministerul Culturii și Informării Republicii Serbia. La 20 de kilometri de orașul Panceva se află o frumoasă localitate, foarte îngrijită, numită Glogoni. Localitatea se amintește încă în anul 1586, în timpul dominației turcești. Din anul 1764, când s-a format granița militară, satul e populat cu nemți și români veniți din Ținutul Mureșului și Ardealul Central. În anul 1781, o parte din români au fost strămutați din Torac, Iancait și Jitiște. Apartenenții acestei populații erau grăniceri, care au apărat granițele Imperiului Austro-Ungar de turci. Din 1945, satul este colonizat cu oameni care căutau un trai mai bun, venind din Macedonia și sudul Serbiei. În această localitate se sărbătoresc două nedei, sârbească pe data de 12 iulie, Petrovdan, și românească pe data de 15 august, Sfânta Maria Mare. Versul românesc se cultivă de mulți ani în acest sat. A fost promovat de învățători și profesori, de poeți și iubitori ai cuvântului scris, dar nu în ultimul rând și de membrii orchestrei Veselia. Nu a existat eveniment la care, spre bucuria celor prezenți, să nu cânte și Veselia. Thank you.
În anul 1938, foștii membri ai corului bisericesc s-au hotărât să adune bani pentru a cumpăra instrumentele necesare pentru a forma o fanfară. De aici a început totul. Pe data de 6 ianuarie anului 1939, în fața publicului din localitatea Glogoni, a avut loc primul concert al fanfarei cu doine și cântece populare românești. Toate repetițiile au avut loc până în anul 1940 în sălile școlii generale din localitate. În 1940 s-a construit prima sală de repetiții, fapt care a ușurat cu mult dezvoltarea vieții culturale și perfecționarea tinerilor talentați. Între timp, formația a suferit anumite schimbări, iar membrii s-au schimbat odată cu trecerea timpului. Orchestra a progresat și participă la mai multe concursuri la care câștigă diplome și premii. În 1828, românii din Glogoni și-au construit prima școală, iar primul învățător a fost Ioan Popovici. În spatele nostru se află o expoziție care ne descoperă mai multe despre începuturile școlii în limba română în localitatea Glogoni. Da, prima școală românii și-au clădit în anul 1828, adică acești români în Glogoni au sosit din Ardeal. Se zice că au venit din Sibiu și împrejurime și atunci, la începutul secolului al XIX-lea, și-au clădit prima școală, a fost școala primară, care ulterior a devenit școala doar cu 4 ani, adică primul ciclu era în limba română, ca apoi, în anul 1963, să se închidă definitiv școala în limba română în sat. Așa că astăzi nu mai există școală românească în sat. În anul 2004-2005, școlar s-a încadrat, introdus, adică un obiect aici în școală în sat, școala 4 octombrie, era obiectul limba română ca limba facultativă, cu elemente de cultură, care acum, în momentul de față, nu se frecventează.
Așa că, în momentul de față, limba română se învață doar aici, la Casa de Cultură, în sat. Înainte aveați și învățători care veneau din România, iar unii învățători sârbi plecau în România, unde au început să învețe pe sârbii de acolo limba sârbă. S-a făcut un fel de schimb între învățători. Exact așa. Și aceasta a fost în timpul interbelic, când învățătorii contractuali au venit de origine din România aici la noi, în sat, a fost exact învățătoarea Ecaterina Teofănescu, care a scos multe generații de copii de români de aici din localitate în școală și pe lângă orele care s-au desfășurat la școală au fost și foarte multe activități. De exemplu, teatru s-a jucat, colinde care au învățat copiii erau învățate la școală și multe alte lucruri. Și dumneavoastră, de unde ați învățat să vorbiți așa de frumos limba română? Mulțumesc! Limba română am învățat pentru prima dată acasă. Era prima limbă care am învățat-o, apoi am învățat cu copiii din stradă limba sârbă și limba română n-am învățat-o, n-am avut ocazie să învăț în școală aici în Glogoni, fiindcă nu era. La liceu n-am învățat, iar n-a fost ocazie, dar am învățat ca limba de alegere la Facultatea de Filologie din Belgrad. Pe lângă limba germană, care am studiat ca limba principală. Și ce vorbiți mai bine, românește, sârbește sau germană? Eu cred că toate la fel. Având în vedere că în acest spațiu există multe familii de origine română și multe căsnicii mixte între popoarele care există, s-a simțit nevoia inițierii unor cursuri de limba română pentru toți cei interesați. Voastră ați inițiat un nou atelier. Pe ce se bazează el? Acest nou atelier de limba română se bazează doar pe ore de limba română, dar și cu activități culturale, precum sunt când au învățat copiii să cânte anumite cântece populare și au participat la diferite manifestări. Am avut din cadrul acestor copii o fată care a fost chiar prezentatoarea de Zilele Românilor din Glogoni anul trecut. Apoi, printre acești elevi, există și unii care au participat la concursuri de recitatori și chiar două eleve au luat locuri de frunte la concursuri de recitatori. Este vorba de Marinela Bolianțu și de Nina Bovan și acest concurs a fost la nivel regional. Din câte observ eu, dumneavoastră nu țineți niște cursuri obișnuite, ci prin desene, prin diferite alte activități încercați să învățați pe copii să vorbească limba română. Nu le este una străină, dar totuși nici atât de apropiată. Care sunt cele mai importante activități pe care dumneavoastră le promovați în timpul muncii? Da, aceste ore sunt unele neformale, adică nu se desfășoară în cadrul unei instituții de învățământ, ci aici la Casa de Cultură de weekend și cel mai mult elevii scriu, desenează, apoi prin desene animate se cunosc cu unele cuvinte noi din limba română și prin diferite activități culturale. Au fost interesați copiii de aceste cursuri? Da, au fost foarte mulți copii interesați. Momentan aici este acum doar un grup de elevi, adică ei aproximativ 15, dar în total sunt aproape în jur de 30 de elevi la două niveluri. Este vorba de nivelul începător și nivelul mai avansat. Și mulți dintre acești elevi vin din căsătorii mixte, unde în casă se vorbește sau se vorbește mai puțin limba română și aici au ocazia să învețe limba română literară. Aveți o categorie de vârstă sau o limită de vârstă sau pot veni toți cei interesați? Pot veni toți interesați, dar cei mai mulți sunt de vârsta școlii primare. Și tu vii aici în fiecare sâmbătă să te întâlnești cu prietenii tăi? Da. Și ce faceți voi împreună? Învățăm. Ce? Românește. Și ce-ți cade ție cel mai greu atunci când trebuie să înveți românește? Nimic. Totul e ușor? Da. Te bucuri că ai această posibilitate să înveți limba română în fiecare sâmbătă și să o vorbești cu toți ceilalți împreună? Da. Ce faceți voi de obicei sâmbăta? Învățăm română de toate. De cât timp ai început să frecventeze aceste cursuri? Nu știu chiar.
poate un an, doi. Și cât ai învățat într-un an, doi? Multe chestii. Și acasă vorbești românește sau doar la cursuri? Acasă. Vorbesc românește, da. Vorbești și limba sârbă? Da. Și care ți se pare mai grea, limba sârbă sau limba română? Păi, limba sârbă. Dar crezi că e frumos să știi să vorbești și să crești învățând odată două limbi? Da, da, cred. Ai învățat multe poezii până acum? Da. Ai vreun poet preferat? Mihai Eminescu. Pentru că tu nu ai știut deloc românește până nu ai început să frecventezi acest atelier la care împreună învățați limba română, te-am rugat să ne spui ce ai învățat tu până acum sau ce ți este cel mai ușor să spui deja în limba română. Mă numesc Alexandra Costici și am 13 ani. Învăț limba română la Centrul Cultural la Glogoni de weekend. Este greu să înveți o nouă limbă? Nu. De ce te-ai gândit tu să înviți să înveți limba română? Ai pe cineva în familie care este român? Da. Și e fericit că ai optat pentru acest atelier? Da. Și dumneavoastră, cam cât credeți că este nevoie pentru un copil sau un adult să învețe mai repede o limbă? Deci cam de cât timp are nevoie o persoană să învețe o nouă limbă? Pentru ca să învețe o nouă limbă trebuie cam mai mult timp și nu doar la ore, ci și acasă să se motiveze și să învețe și prin internet și prin alte surse de informare și prin cărți și altă literatură.